Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul cu numărul 25 din seria noastră de Hardcore Play. Da, astăzi prima dată mă voi arunca de pe munte. Opa, așa. Dar v-am sperat puțin, cred. Nu știu. Sper că mi-a ieșit sperietura. Da, am făcut aici o chestie să cobor mult mai repede jos. Eu zic că e destul de folositoare chestia. Păcat că nu pot face ceva să și urc la fel de repede, deci ar fi fost mult, mult prea tare. Am aici 9 cactuși și voi merge în deșert ca să-i pun pe jos, să fac o mini fermă, să zicem, pentru că vreau să fac și niște lână verde mai încolo. Am chelit multe oi înainte să filmez și am strâns un stec și ceva de lână. El își fac lâna foarte, foarte repede înapoi. Am să și vă arăt imediat. Am aici farfeca. Văd că s-o folosi puțin. Nu contează. Apoi am să omor toți porcii din fermă și o să fac alt țarc în care o să aduc numai porci, pentru că nu vreau să fie îmbinat pe aici. Deci să luăm lună de la oi. Să vedeți cât de repede o să-și facă înapoi. Hai mă, dați-vă așa. Bun. Nu știu dacă v-am spus, dar uitați-vă în descriere. Puteți să-mi descărcați harta. Da, pentru cei ce nu știu, din 5 în 5 episoade, pun un link de descărcare la harta pe care joc eu chiar acum. Verificați descrierea, aveți acolo un link de descărcare. Mulți mi-ați cerut harta pe MES. Și v-am zis să așteptați până episodul 25. Oricum puteați descărca de la episodul 20, dar na. Poate că vreați ce am făcut în episodul 24, de exemplu, care a fost un episod cu muzică pe fundal, în care doar am construit. Sincer, pe moment atunci nu aveam prea multe idei ce să comentez, așa că m-am pus să construiesc filmându-mă. Bun, oile astea văd că deja și-au refăcut luna și după ce le au toate veți vedea că se fac foarte repede, dacă reușesc să le iau pe toate, pentru că cum am spus, ele își refac luna foarte repede. Ok, deci le-am făcut toate. Și acum, din clipă în clipă, va apărea una cu lună. Da, uitați aici. Uitați din nou, încă una. Deci se fac foarte, foarte repede. Am deja un stack și 35, cam așa am și sus. Un stack și 48, parcă am sus în munte, în camera aia cu chesturi. Bun, acum vreau să omor porcii, așa cum am zis. Așa. Deci să trecem la treabă. Să omorâm porci. De ce nu mor dintr-o sabie? Ar fi mult mai ușor pentru mine dacă ar muri dintr-o sabie. Două secunde, că nu se aude melodia. Așa. Este mai bine. Era să omor o oaie. Ah, mor porcule. Așa, deci să continuăm. Mor porcule și tu trebuie să mori. Îmi pare rău. Și tu. De tine nu-mi pare rău că mi-ai dat două bucăți de carne. De tine îmi pare rău că nu mi-ai dat nimic. De tine nu-mi pare rău. Așa. Bun, și mai un porc, cred că mai... Da. Ok, și uitați, oile s-au refăcut. De fapt, și-au refăcut luna. Bun. Acum, oh, am gard de la mine, perfect. Voi face un țarc mai mic pentru porci, cred. Nu le trebuie așa mare. Sunt doar niște porci. Voi face ceva cam așa. Nu, mai mare puțin. Mai pot un pătrățel. Așa. Și aici mergem până aici, da. Bun, și nu știu dacă o să-mi ajungă sau nu. Nu mă interesează. Nu mă grăbesc cu ferma asta de porci. Ok, mai un pătrățel și... Da, cred că o să-mi ajungă. Bun, mi-au ajuns.
Să mă duc să fac o portiță. De fapt, mai multe portițe, vreo 4. Sau, dacă nu mă înșel, am sus multe portițe. Și n-am nici lemn, va trebui să urcăm până acolo. Dar prima dată să mă duc să iau ouăle de aici, de la ferma automată. Câte ouă? Am 16 și văd că mai coboară. Dar, nu o să le aștept acum. Ok, să mă duc sus. Așa. Hai odată. Urcă mai repede. Și știu că poate episodul ăsta o să mă auziți un pic mai ciudat, însă mi-am stricat fostul microfon, care era și el destul de nou. Nu știu cum am putut să-l stric atât de repede. Dar asta e, l-am... De fapt, o să-l duc la garanție să mi-l repare. Aici... Ce vreau să iau? Cam și uitat deja. Aveam nevoie de portițe, nu mai știu unde le-am pus. Cred că sunt în chestul ăsta. Sper să fie aici. Nu sunt aici. Nu mai știu ce am făcut cu ele. În fine, trebuie să fac eu altele. Las că am destul lemn aici, din câte am văzut, nu? Da, am lemn. Ok, fac niște bețe. Nu fac de tot. Decât un stack. Așa. Nu avem nevoie de atâtea, dar în fine. Facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. Bun, perfect. Aștept să mă culc și după aia merg să le pun. Hai dată. Haide. Haide. Noapte, vine odată. Hai, noapte, vine odată. Acum. Ei, în sfârșit. Noapte bună. Ok. Hai să ne aruncăm. Iupi. Bun, ce frică mi-a fost când l-am testat pentru prima oară. Ziceam, acum o să crăp. Așa, ce vreau să fac? Să pun portițele. Deci pun una aici. Una aici. Una aici. Și una aici. Ok. Pun portițele. Și am cam terminat. Bun, deci închei și eu episodul aici. Sper că v-a plăcut. Până la viitoare, eu am fost Hunter și vă salut. Nu uitați să descărcați harta. Ciao, les!